PSD Gorj va trimite la meetingul social-democrat de sâmbătă 2000 de persoane, din grup putând face parte și simpatizanți. Purtătorul de cuvânt al organizației PSD Gorj, Anca Bordușanu, a menționat că numărul de participanți nu a fost impus de conducerea centrală a partidului. Miercuri va avea loc un comitet executiv în care se va stabili câți membri merg din fiecare localitate în parte și cu ce mijloace de transport. Un subiect foarte important pe care vreau să fi-l prezint este cel legat de meetingul pe care Partidul Social-Democrat îl va organiza sâmbătă. Comitet Executiv Național s-a derulat ieri la București, în cadrul căruia au participat președinții de organizații județene din țară și întreaga conducere centrală a Partidului Social-Democrat. Acolo s-a stabilit susținerea și organizarea, pardon, a acestui meeting. O să vă prezint și câteva date tehnice care au fost stabilite și agreate de către fiecare președinte de organizație județeană. Meetingul se va desfășura, spuneam, sâmbătă, începând cu ora 20, în București, Piața Victoriei. Acolo vor fi peste 100.000 de membri ai Partidului Social Democrat și, de asemenea, prin intermediul dumneavoastră, așteptăm și invităm pe orice cetățean care dorește să participe la acest meeting să ni se alăture preț de o oră și jumătate. Meetingul este pentru susținerea democrației și protejarea justiției. Considerăm că este momentul ca în România să se respecte drepturile fundamentale și libertățile prevăzute în Constituția României. Este momentul să eliberăm România de către abuzurile care s-au tot ținut lanț în ultimii ani și fiecare dintre noi, ca cetățean, trebuie să simțim că justiția este una liberă și, într-adevăr, România este o țară democratică. Vicepremierul Paul Stănescu a afirmat marți că, în funcție de evoluția situației politice, va fi organizat un meeting pentru că PSD trebuie să se reverifice și să vadă dacă tot ce a făcut este susținut.